Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune, numărul 369. Astăzi, după cum observați, sunt singur și o să vorbesc despre un subiect numit de mine Secrete de familie. Am dat acest titlu pentru că vom păși prin mai multe dominante vis-a-vis -vis de această instituție numită familie și anume despre comunicarea în familie, vom vorbi câteva lucruri, vom vorbi câteva lucruri despre încrederea și puterea în familie și vom vorbi despre influența socială în familie. Pentru că această familie nu este un, o entitate de sine stătătoare, ci ea este influențată și de societate. Ceea ce este foarte interesant în numerologie, Uh, există un paralelism și o dinamică între vectorul familiei și vectorul social. De unde rezultă că această familie sau această instituție, hai să fac așa cum o numesc foarte mulți, această instituție, familia, este un stâlp de susținere socială și ne influențează pe noi foarte, foarte puternic acolo. Uh, oamenii care, o să vorbesc așa, un paralizm între numerologie și, bineînțeles, comportament, psihologie și așa mai departe. Oamenii care în vibrația lor interioară, adică vibrația interioară, este ziua în care ei s-au născut, de la 1 până la 31. Oamenii care în vibrația lor interioară au prezent această cifră 2 sunt oameni care ar fi bine ca în familie să deslușească foarte bine arta comunicării. Și când vă spun despre comunicare în familie, este pentru că această comunicare, mai mult decât atât, este întotdeauna afectivă, emoțională. Și mai ales că vorbim despre instituția familiei, despre acest stil de susținere a noastră a tuturor, este vorba de un stil de susținere emoțional. Și familia este emoțională. De-aia facem un paralelism între comunicare, și emoționalitatea împărtășită în familie. Că ne place sau că nu ne place, este clar că în familie, la noi, comunicarea există. Nu neapărat trebuie să vorbim, ci pur și simplu ne manifestăm. Și aia este o zonă a comunicării. Adică, dacă eu mă uit într-un anumit fel la cineva din familia mea, ăla este un factor al comunicării. Dacă gesticulez într-un anumit fel, dacă mă îmbrac într-un anumit fel cât stau prin casă, și asta este o formă a comunicării, nu neapărat că vorbesc sau că spun ceva. Pentru că și această vorbă pe care noi o avem în familie, indiferent ce vorbim, ea este percepută tot emoțional de către celălalt și fiind percepută emoțional de către celălalt, îl influențează. Știm foarte clar că v-am mai zis și cu alte ocazii, aici la numărul 36:9, că după ce noi vorbim și simțim o anumită emoționalitate, în urma acestei trăiri interioare ale noastre, se produce o interpretare vis-a-vis -vis de acel lucru pe care noi îl comunicăm. Această interpretare stă la baza faptelor noastre. Deci, vrei să ai o viață de familie minunată, pentru că familia, așa cum am spus, este, are un suport emoțional foarte puternic pentru fiecare dintre noi, pe de-o parte, și contribuie la stima noastră de sine. Modul în care noi stăm în familie, modul în care noi viețuim în familie, modul în care ne comportăm în familie, contribuie foarte mult în zona noastră de emoționalitate și, bineînțeles, de stima de sine. Ce se întâmplă în momentul comunicării? În momentul comunicării eu am tot doi. Vedeți? O zonă de apartenență. Am un stimul de apartenență. În funcție de cum vorbești tu cu mine, doi, da, comunicarea, eu simt ceva. Și după ce simt ceva, am conștientizarea apartenenței în familia respectivă o tonalitate în comportamentul meu verbal cu partenerul sau partenera, copilașul și așa mai departe. Deci tot ce este acolo în familia mea, copii, soție sau soț, chiar și cu părinții dacă vin în vizită și așa mai departe, această zonă a tonului îmi influențează mie percepția și îmi influențează mie modul în care eu mă găsesc ca aparțin. Dacă eu vorbesc cu cineva pe un ton jos sau răstit, înalt, da, sau țipând și așa mai departe, această tonalitatea mea are darul de a respinge. Gândește-te și tu, foarte frumos și elegant. Dacă cineva țipă la tine, tu nu ai tendința să reacționezi destul de agresiv. Da, ai. Poți să fii împăcat cu tine însuți sau cu tine însuți atât de bine încât să nu reacționezi în felul acesta. Dar în sufletul tău tot te macină că de ce țipă cineva la tine sau de ce îți vorbește urât sau de ce are ceva cu tine și atunci un sentiment de excludere oposește în interiorul tău și acest sentiment de excludere te face pe tine să crezi că nu mai ești bine primit în acea familie. Acest lucru putem comunica noi ca adulți nu mă simt foarte bine pentru că țip la mine. Nu mă simt foarte bine pentru că nu înțeleg ceea ce spui. Mor mai acolo ceva și nu înțeleg ceea ce îmi spui. Și când moar mai e cineva și vorbește așa, atunci eu iarăși am impresia că nu, nu vrei să-mi spui nimic, nu-ți pasă de mine, te-ai dus, te-ai dat la o parte, mai dat la o parte. Deci atunci când țipă cineva sau moar mai e cineva la tine, tu te simți într-un anumit fel, dar poți să-i spui celuilalt. E, Copilașul magic și minunat nu poate să spună atât de puternic ceea ce simte, mai ales în funcție de vârsta pe care o are. Nu, că poate să fie micuț până în 4 ani de zile, până în 7 ani de zile, până în 10 ani, până în 12, depinde. De la caz la caz. Dar oricum, el când e micuț, nu poate să înțeleagă de ce țip la el sau de ce îi vorbești pe un ton mai... El vede doar pericolul. Și atunci se simte, așa cum am spus puțin mai devreme, exclus. Ce te face pe tine să ai o, un comportament în comunicare de genul acesta? Păi te face gândurile tale, da? Pentru că în numerologie, lângă 2, este și cifra 1 și, bineînțeles, 1 plus 2 este egal cu 3, adică generează interpretare. Deci, gândurile tale te fac pe tine să vorbești și să ai o anumită tonalitate. Gândește-te din alt unghi de vedere. La ce te gândești tu în fiecare zi? Care sunt gândurile tale dominante? Sunt despre zona de supraviețuire, sunt despre zona de împăcare cu Sine însăși sau cu Sine însuși? Despre ce te gândești tu? Pentru că aceste gânduri pe care tu le ai dominante, încă o dată spun, de ce? Pentru că nu o să te gândești la toate gândurile și o să conștientizezi toate gândurile care îți trec prin minte, ci numai acelea care sunt dominante. Adică, ce înseamnă asta, ce te preocupă cel mai mult într-o anumită perioadă a zilei sau într-o anumită lună în care tu viețuiești în stânga, în dreapta. Și acele gânduri pe care tu le ai vorbesc despre tine, da? Pentru că tu ai gânduri. Și atunci nu are altcineva gânduri. Nu poate să vină cu tare să spună ție niște gânduri în cap. Bine, să poate, printr-o anumită formă, dar nu vorbim despre alte detalii aici, ci despre lucrurile simple, clare. Deci, tu însăți sau tu însuți ai acele gânduri, ceea ce înseamnă că sunt despre tine. Și de unde rezultă? Că dacă acele gânduri sunt despre tine, tu trebuie să te uiți altfel la, 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 la comunicarea pe care o ai cu membrii familiei. Și anume că e posibil ca pe tine însă sau pe tine însu să te preocupe niște lucruri. Și dacă te preocupă acele lucruri, vrei să le comunici. Dar starea ta de spirit pe care o ai, sentimentele pe care le nutrești, în urma acestor gânduri dominante, își generează o formă de interpretare. Și generându-ți această formă de interpretare, tu ai o reacție și un comportament. Și Poate că zverși nervii pe cineva, dacă te gândești mai aiurea. Poate că nu ai atât de multă încredere în tine uh, și simți nevoia să ieși în evidență. Ieși în evidență prin două, tot doi, da? Vedeți? Prin două manifestări. Una, pentru că ești nervoasă sau nervos și ieși în evidență față de ceilalți cu aceste stări ale tale, urlând sau vorbind mai tare pe o tonalitate înaltă și atunci ești în evidență. Sau poți să ieși de prin tăcere și anume prin păstrarea unei distanțe așa față de ceilalți și ă, astfel te faci văzută sau văzut. da. În general, doamnele se fac văzute, ca să spun așa, prin ă, a vorbi, a comunica, pentru că 2 este o cifră feminină în numerologie, ele se fac văzute prin a comunica tot felul de stări pe care le au, că sunt vesele sau că sunt uh, triste. Ele comunică verbal, destul de mult aceste stări pe care ele le au. De deci se fac văzute prin această comunicare verbală și, bineînțeles, această comunicare verbală are tonul respectiv și are și gestica care însoțește această uh, comunicare verbală. Domnii nu sunt atât de vorbăreți ca doamnele. Și atunci ei se fac văzuți prin tăcere mai mult, prin gestică și prin faptele pe care le fac. Adică el poate să rămână mut, poate să tacă, poate să se izoleze, poate să se plimbe așa nervos prin casă. Vedeți, sunt niște gesturi pe care acel domn le face, dar nu neapărat că vorbește cum domnii au tonalitate de împrumut, cum se spune, atunci, normal că doamna vine și îl întreabă de ce stai tăcut, de ce nu vorbești, de ce te plimbi așa prin casă fără să spui nimic, de ce ești agitat sau divers. Da? Și atunci, în momentul în care doamna întreabă pe un anumit ton pe acel domn de ce, cum și în ce fel, domnul împrumută tonul și împrumutând tonul, atunci răspunde cu tonul întrebării Doamnei. Deci, în această familie magică și minunată, din unghiul ăsta de vedere, dacă ne uităm, putem să vedem că se pot isca tot felul de conflicte datorită acestui ton și datorită faptului că nu ne exprimăm așa cum ar trebui. Mai mult decât atât, această formă de exprimare prin comunicare în familie este importantă și din alt unghi de vedere. De ce? Pentru că generează, așa cum am spus mai devreme, această stare de apartenență la familie, de încărcare din familia respectivă pentru a da piept cu societatea, pe de-o parte, și pe de altă parte generează o stimă de sine, o încredere, care acea încredere este putere. Pentru că eu dacă am încredere în mine, sunt puternic. Ați văzut în momentul în care tu ai încredere în tine. În momentul în care tu, ca om ai încredere în tine, te simți într-o altă dinamică. Te simți puternic, te simți încântat, te simți uh, dezinvolt, ai impresia că le poți rezolva pe toate, uh, dar când nu ai încredere în tine. Și stima ta de Sine este scăzută, în momentul respectiv parcă ai și o lipsă a puterii. Parcă nu te simți așa putincios, parcă te gândești că lucrurile pe care tu trebuie să le rezolvi sau trebuie să le faci sunt atât de mari, sunt imense și tu nu poți să le rezolvi pe toate. Vedeți, atunci când eu spun nu pot să rezolv sau să le rezolv pe toate, mă simt neputincios. Și când mă simt neputincios și spun aceste lucruri, stima mea de sine are de suferit. În urma, bineînțeles, unei emoții pe care eu o simt. Poate că sunt trist, poate că nu mă simt iubit, poate că nu mă simt în apartenența familiei, poate că mă simt exclus în familia respectivă, și atunci stima mea de sine scade și nu mă mai văd puternic, nu mă mai văd într-o stare bună vis-a-vis -vis de mine însumi, astfel încât cu această stare bună, îmbrăcat cu această stare bună, să mă duc. Să fac lucruri pentru mine, familia mea și în societatea în care eu trăiesc, în mediul social în care eu trăiesc, mediul vocațional și așa mai departe în care eu trăiesc. Și în momentul în care eu mă gândesc, care este încrederea mea în mine? Cum stau eu la acest capitol de încredere în mine, de stimă de sine? Cum mă ajută pe mine familia în zona aceasta? Păi simplu. În momentul în care noi suntem într-o relație afectivă emoțională de lungă durată, pentru că ne gândim că familia este o instituție, așa cum am zis puțin mai devreme, care, în care te angajezi pardon, pe o perioadă de timp îndelungată. Nu poți să te căsătorești pentru două săptămâni. Da? Adică poți. Unii oameni fac și asta. Dar nu mă refer în situații din acestea. Mă refer că tu, dacă ai decis să faci acest pas să te căsătorești, să ai o familie cu un domn sau cu o doamnă, în cazul domnilor, da? Atunci te gândești a la lung. Și atunci, dacă te gândești a la lung, este clar că această stare de gândire în perspectivă, pe termen lung, îți dă ție oarecare siguranță. Siguranță și stabilitate. Concret, clar și cuantificabil, în cazul Doamnelor, și uh, siguranță emoțională în cazul Domnilor. Bineînțeles că aceste lucruri se întrepătrund unele cu celelalte. Noi, ca bărbați, putem să dăm siguranță afectivă Doamnelor și, bineînțeles, și Doamnele ne pot da nouă, bărbaților, siguranța afectivă. Doamnele ne pot da o stabilitate și o loialitate nouă, Domnilor. Bineînțeles că tu știi, ca bărbat, că acea femeie ți este loială. Îți este alături, îți este cu tine, și atunci și Doamna știe că tu ești alături, ești cu ea, îi ești loial și așa mai departe. Adică, iată că noi întrepătrundem aceste lucruri și, datorită faptului că le întrepătrundem, câștigăm o oarecare stimă de sine uh, în funcționalitatea noastră în relații. de atunci când se întâmplă lucruri mai puțin frumoase și oamenii se despart. Din diverse motive, stima lor de sine scade, chiar dacă numai unul dintre ei să zicem că vrea să se despartă. Sunt cazuri în care cei doi se despart pur și simplu de comun acord, dar asta nu înseamnă că dacă au căzut la o înțelegere, despărțindu-se, ei nu suferă, pe de-o parte, pentru că este acel sistem de apartenență: cu stai mai mult într-o relație, cu atât simți că aparții acelei relații te confunzi în anumite lucruri cu acea relație. Tot ceea ce vă spun eu acum este numerologie din unghiul de vedere al familiei, cifra 5. Această cifră 5 minunată care vorbește despre stima noastră de sine și despre modul în care tu te percepi pe tine însuți în diferite contexte sociale și personale. Revenind la ceea ce am spus, atunci când te deschizi, când te desparți, îmi cer scuze, se întâmplă niște lucruri. Și atunci aceste lucruri te fac să suferi. Pentru că tu nu mai aparți. Tu ai o rupere. Rupere este la doi. În momentul în care tu ai o rupere în familie, la tine, în relația cu ceilalți, ai o rupere și în tine. Și această rupere, pur și simplu, energetic vorbim, nu te rupe așa. Dar îți afectează stima ta de sine și afectându-ți stima ta de sine, îți afectează puterea puterea de a face ceva și putința. Vedeți, <coughs> v-am mai spus eu pe aici pe la uh, emisiune că nu i de ajuns să ai voință. Trebuie să ai și putință. Da? Pentru că toți vrem ceva. Nu știu, un alt, fiecare ce vrea. Dar nu toți pot să aibă ceea ce își doresc. Da? Ceea ce vor. Și atunci, ăsta este mecanismul în cadrul discuției noastre: vis-a-vis -vis de familie și de ce am numit această emisiune Secrete de familie. Pentru că, în momentul în care tu te uiți din unghiul ăsta de vedere și percepe funcționalitatea acestei familii, este o chestie de taină asta. Adică, fiecare, în dreptul lui, trebuie să facă aceste lucruri. Eu nu pot să mă duc la partenerul sau partenera mea, da? Și să-i spun știi, trebuie să comunicăm mai bine, ci trebuie să fac acest lucru. generându perseverând, da? Generându-i celuilalt un comportament. Pentru că dacă eu mă duc și spun trebuie să comunicăm mai bine în cuplu. Ok, trebuie, e foarte bine. Dar în momentul respectiv, mai ales în capul bărbatului, se produce o dilemă. Adică cum să comunicăm? Adică până acum n-am comunicat? E posibil să creadă acel celălalt că până acum s-a comunicat, dar tu ce îți spui? Nu. Și atunci să genereze o dilemă în capul lui și dacă genereze o dilemă, stima de sine scade și dacă încrederea și stima de sine scad, îl faci pe acel om să gândească mult la treaba asta și îl faci neputincios. Pentru că toate merg în lanț, așa. Și atunci, tu trebuie să te comporți în felul acesta. Adică, poți să-i spui, m-am gândit, că îmi doresc să comunic mai bine cu tine. Nu că trebuie să faci tu ceva. Eu însăm sau eu însum, m-am gândit că ar fi indicat să comunic altfel cu tine, mai bine. Și faci asta. Celălalt o să zică, poate, ok, foarte bine că te-ai gândit, nu i-o spui lui, adică m-am gândit să comunicăm noi, mă. Nu, m-am gândit eu însăm sau eu însum, și atunci faci treaba asta, celălalt, bineînțeles, că o să fie sceptic. Dar în momentul în care tu perseverezi, comunicând altfel, mai afectiv, mai neutru, mai frumos, mai clar, mai cald, atunci celălalt capătă cinci încredere. Și văzând acest lucru că tu perseverezi, el se va da după tine. El nu contează care el. Poate să fie și doamna, poate să fie și domnul se va da după tine. Și tu, prin comportamentul tău, îi generezi o stimă de sine mai bună, o încredere mai bună a celui om, celuilalt, da? Și o putere mai mare. Și el ce face? Uimitor. Prima formă educativă este imitația pe care toți o avem. Imită comportamentul tău. Deci tu nu ai ajuns la o concluzie împreună cu el, ci tu însăți sau tu însuți ai un comportament care generează în celălalt imitație și după această imitație el simte ceva, are încredere în el și după ce are încredere în el se împuternicește și schimbă și își schimbă, pardon, și el comportamentul față de celălalt. Iată ce frumos și ce elegant putem să facem aceste lucruri uh, numai uitându-ne la noi înșine, uitându-ne la noi înșine și înțelegând ceva despre acest fel de a fi al fiecăruia dintre noi. Mai mult decât atât, încrederea pe care eu, ca și membru al familiei, o am în mine însumi, sau mine însă, dacă sunt o doamnă, generează niște efecte nevăzute. Stima de sine, încrederea de sine a unui membru în familie generează niște efecte uh, Transformaționaliste în celălalt. Aceste efecte transformaționaliste în celălalt țin de o viață în echilibru mai bine, de o viață sexuală mai bună, de creativitate financiară în bunăstare, abundență și prosperitate. Mai mult decât atât, îl face pe celălalt și pe tine, bineînțeles că tu ai încredere în tine, așa. Să se gândească la lucrurile mai puțin bune pe care le-a făcut în trecut în relația de uh, familie, în relația afectivă pe care tu o ai. Și să știți proverbă la române, să stea strâns să judece drept. Și să stea strâns să judece drept. Să zică, uite, nu mai fac așa, îmi pare rău pentru că acest om se comportă frumos cu mine și perseverează în acest comportament. Îmi pare rău că am greșit în trecut. Și îmi voi Schimba comportamentul, faptele și așa mai departe, dinamica comportamentală vis-a-vis -vis de acest partener al meu. Generează în acel om această încredere și uh, forță, stimă de sine foarte bună, generează un comportament social, vocațional mai bun. Adică parcă ți-e toate. Parcă atunci când te duci la serviciu, îți ies toate. Atunci când vrei să faci un anumit lucru pentru tine, pentru familie sau pentru profesia ta, vocația ta, îți ies toate. Uimitor. Și în momentul în care această stimă de sine este bună, încrederea și a ta în tine și a partenerului tău în el însuși, în momentele dificile ale vieții, pentru că într-o relație de familie sunt și momente dificile, nu e numai lapte și miere, pentru că atunci când doi oameni nu se ceartă, este foarte posibil ca ei să fie ascunși unul față de celălalt. Și e normal că nu interesează. Nu au o dinamică. Cearta, de exemplu, este constructivă într-o relație de cuplu și revoluționează dinamica cuplului evoluând acel cuplu. Da? Și atunci, în situațiile dificile, această încredere de sine, această stimă de sine, generează ție ceva. Și anume o formă de adaptabilitate mai bună în situațiile mai puțin bune. Împreună vă veți adapta, împreună veți putea să transformați, să schimbați, să luați deciziile bune, astfel încât să vă fie bine. Pentru că aveți încredere. Această încredere în sine se cultivă personal, dar și în relație cu celălalt. Eu știu că ție îți pasă de mine. Tu știi că mie îmi pasă de tine. Și atunci ăsta este primul pas către această încredere și stimă de sine care generează o forță, o putere. Și când noi suntem împreună, suntem o forță, suntem o putere împreună ca familie, suntem pur și simplu o entitate care nu poate fi distrusă de cine. De mediu. De societate. Deci, familia, așa cum am spus puțin mai devreme, poate să fie influențată de societate. Familia este influențată, că vrem noi, că nu vrem, de societate. Pentru că de ce? Noi trăim în societate. Societatea are o forță fantastică asupra noastră prin mediul în care trăim, cultură, dominante, interese și așa mai departe. Tu, normal, că trăiești în societate, într-un anumit oraș, care are o anumită energie, care are un anumit mediu. Te duci și trăiești în București, acest oraș al Bucureștiului are o dinamică, are o energie. El corespunde energetic da, pentru a fi a, și a face ceva în acest mediu. Dacă te duci și locuiești în Brașov, Altfel te influențează acel oraș uh, în familia ta. Dacă te duci și locuiești, să zicem, unde este numai cald și soare, iar mediul respectiv, societatea și mediul de acolo te influențează. Dacă te duci și stai la frig, nu știu, în Laponia, lângă Moș Crăciun, atunci mediul respectiv te influențează într-un anumit fel. Și atunci, m-am repetat așa de multe ori, concluzionând, ce faci tu? Tu te gândești împreună cu partenerul tău, partenera ta, copilașii și așa mai departe, care este mediul cel mai favorabil pentru felul vostru de a fi. Pentru că acest uh, oraș, acel mediu și așa mai departe, dar nu prin avioane, ai domne, că dacă aș avea, m-aș duce așa-sta numai pe insulă și aș sta la plajă. S-ar putea să nu fie așa. Că dacă ești o persoană dinamică și te, și te duci într-un mediu mai puțin dinamic, relaxant, te relaxezi o perioadă de timp, după care mediul a fi în relaxant te enervează. Deci, gândește-o foarte bine, gândește-o mai profund când spui că ți-ar place să stai la soare și la mare și așa mai departe, că poate e stresat în momentul ăsta sau stresată și vrei acolo să te relaxezi, nu vrei să viețuiești la lung, acolo. Deci, împreună cu soțul, cu soția, cu copilașii și așa mai departe, hotărâți care este mediul, care este locul unde v-ar plăcea să trăiți. De ce? Pentru că acel loc te influențează. Tu poți să-ți iubești soția sau soțul. Și dacă mediul nu te ajută, uite, poate ție nu-ți place traficul din București, aglomerația, stresul de aici. Și voi doi vă iubiți, relația voastră e minunată, copilașul e minunat sau copilașii sunt minunați. Dar mediul, azi așa, mâine așa, poimine așa, te influențează și pune presiune pe tine. Și fiind influențată sau fiind influențat, sau amândoi, pentru că veniți de la serviciu sau de unde aveți treabă, influențați de acest mediu, vă ciondăniți sau sunteți recalcitranți datorită unui mediu, pentru că știți în sufletul vostru, în interiorul vostru, că nu vă place. Dar faceți treaba asta pentru ceva. Știți că nu-mi place acel lucru pentru copii, da? Noi stăm în bucurești pentru că aici copiii au mai multe oportunități. Ok, care? Că liceu, că școala, că nu știu ce. Și până atunci, copilul ăla nu stă numai la școală și la liceu și la tot felul de lucruri. Copilul ăla stă, sau ar fi bine, pardon, îmi cer scuze, ar fi bine cel mai. să stea cu voi, cu părinții, cu familia, cu iubirea voastră. cu mediul, cu cuibul. Acolo ar fi cel mai bine, că el acolo se dezvoltă cel mai bine. Nu la școală, la școală se dezvoltă, dar pleacă la școală și la activități. Cu ceea ce am învățat în mediu. Șapte ani de acasă, știți, aia clasică. Și atunci, fii sincer, fii sinceră. Ce spune sufletul tău? Dacă îți iubești partenerul, dacă îți iubești copii, ce spune? Unde este mediul cel mai bun pentru tine? Pentru că această sinceritate de sine este foarte bună. Deoarece te va aduce în viitor să faci anumiti pași, să faci anumite lucruri care să-ți dinamizeze și să-ți armonizeze familia respectivă. Să nu mai mănânci compromisuri, să nu mai stai tot timpul în, în, în stres și în angoasă, că domnule, nu-mi place, dar n-am ce face, că nu știu ce, către Este foarte important. Am dat de mână pe aici și s-a auzit. Normal. Ca așa fac eu când dau de mână. Atunci trebuie să fii sinceră, pentru că mediul influențează cum sunt oamenii din zona aia, cum sunt oamenii din zona cealaltă, cum se comportă, care este felul de a fi al celor din mediul cu tare. Cum este felul de a, de a fi al oamenilor care locuiesc în Cluj, cum este felul de a fi al oamenilor care locuiesc în Baia Mare, cum este felul de a fi al oamenilor care locuiesc în Iași sau în Bacău sau în Constanța sau în București sau în Craiova sau în Pitești sau în Brașov sau unde vreți voi. Timișoara, și așa mai departe. Sau la Hamburg, sau la Frankfurt, sau la Roma, sau la Veneția, sau la Atena, sau la Salonic, a Barna. Am dat și câteva exemple, așa v-am plimbat cât de cât puțin. Deci, cum este? Hai să studiez. De ce? Pentru că eu mi-am ales această familie. Mi-am ales acești oameni minunați, soțul, soția, copiii, sunt în gașa și e pe termen lung. Eu cu ei sunt și ei îmi generează dinamica cuibului, energia mea pentru mai departe. Pentru că noi facem schimb de energie unii cu ceilalți. Și atunci este bun și mediul. Pentru că modul în care mediul te influențează, pe tine te influențează subtil, nu conștient. Pentru că el este ca picătura chinezească. Adică te influențează puțin câte puțin, puțin câte puțin, puțin. De ce te influențează puțin câte puțin? <coughs> Pentru că dacă ești într-un mediu care nu-ți place, ajungi acasă într-un mediu care îți place. Și atunci uiți că nu ți-a plăcut acel mediu. De unde vii tu, de afară și așa mai departe. Și zici, a, acasă e bine, e foarte bine, dar am lăsat prostile de afară și am venit în casă. Ok, azi e așa, mâine e așa. Dar mediu, tu oricum a doua zi dimineață pleci acolo unde să zicem că nu-ți place. Și iar să mai pune o picătură în paharul tău. Iarăși vii acasă unde îți place și ai uitat de picătura aia. Dar picătură, 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 paharul se umple. Și refulezi. Și refulezi unde? Unde îți place. De ce refulezi unde îți place? Adică în familie. Pentru că acolo este un mediu emoțional safe. Și ai curaj să o faci. De ce nu refulezi, de exemplu, în mediul unde lucrezi? De ce? unde lucrezi, sau pe stradă, când vezi o nedreptate sau când jură unul pe stradă, de ce nu refulezi atunci și îi dai lui ăla o palmă sau un pumn în gură? De ce nu îl înjuri și nu faci în toate felurile? De ce nu refulezi în momentul în care șeful îți face o nedreptate? De ce nu refulezi atunci? Pentru că nu e un mediu safe și de nu refulezi. Și refulezi acasă, unde e safe și unde crezi tu că te înțeleg ceilalți. De schimbă, mediul este foarte important. Bun, iată că emisiunea noastră s-a apropiat de final. V-am dat așa câteva lucruri în mare, sunt convins că v-au ajutat și că le puteți folosi în viața voastră de familie, în viața voastră afectivă, emoțională, alături de parteneri, copii și așa mai departe. Și dacă le folosiți, încercați numai, nu trebuie să mă credeți, încercați ce spun eu și vedeți dacă cumva merge. Până data viitoare, dragi prieteni, vă doresc toate cele bune, numai bine!